Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Judecători, capitolul 2, versetele 1 și 2. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, stimați prieteni, am bucuria să vă salut, vă spun bun venit în casa Domnului. Mulțumim Domnului care ne-a păstrat cu viață și sănătoși. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi cheamă acasă, rând pe rând, rămâne în urmă partenerul, văduv, văduvă, copii uneori mici, necăsătoriți. Pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu, suntem în viață, slăvit să-i fie numele. Vrem să-i salutăm și pe frații, prietenii noștri care sunt online cu noi în această seară, ne bucurăm de ei și de faptul că unii, cel puțin cei din Europa, fac sacrificii să fie la ora asta, dincolo de miezul nopții, împreună cu noi, la închinare. Dumnezeu să răsplătească efortul lor și să binecuvinteze inima lor cu har și pace. În această seară, după cuvântul de învățătură devoțional, prezentat ca un exemplu pentru noi, Petru, căderea lui, reabilitarea lui, avem un cuvânt de învățătură acum, un cuvânt de doctrină despre îngeri. Ultimile joi am vorbit despre învățătura din Scriptură, despre îngeri și în seara aceasta vom continua. Am vorbit despre originea, natura, caracteristicile lor, căderea lui Lucifer, clasificarea îngerilor în buni și răi, cei răi înlegați și liberi. În această seară continuăm despre clasificarea îngerilor buni. Spuneam că terminologia în cuvântul acesta de învățătură, îngerii răi numim demoni, îngerii buni numim simplu îngeri. Când spunem îngeri, nu ne referim la îngeri răi, ci la îngerii buni, îngerii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre îngerii buni, deci despre îngeri, vorbim despre îngerul Domnului, pentru că este o expresie specifică, îngerul Domnului, vorbim despre arhangeli, despre îngerii aleși, despre heruvim, despre serafim, cel puțin despre aceste categorii de îngeri. Să vorbim puțin despre îngerul Domnului. Când vorbim despre îngerul Domnului, după părerea celor mai mulți comentatori ai Bibliei, îngerul Domnului se referă la arătarea fizică a lui Dumnezeu Tatăl, de aceea arătarea Îngerului Domnului se numește în teologie teofanie, de la teos și fanie, adică arătarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că arătarea îngerilor era angelofanie, de la înger și arătare. Această învățătură este argumentată din Scriptură cu mai multe versete biblice, și am să vă citesc câteva dintre ele. Primul a fost versetul 1 din textul pe care l-am citit, am să-l recitesc deoarece acum îl citim cu mintea așezată într-o anumită înțelegere. Îngerul Domnului s-a arătat la Gilgal, la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt. Cine a scos poporul din Egipt? Eu v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Poate un înger să vorbească în numele lui Dumnezeu? Observați un alt verset. Ridică-ți ochii
Și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus. E Genesa, capitolul 13, versetele 14 la 17. Și vezi toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminției tale în veac. Cine face această promisiune? Dumnezeu. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta se va putea număra, scoală-te, străbate țara în lung și lat, că ție ți-o voi da. Cine vorbește cu omul său? Dumnezeu. Scriptura îl numește Îngerul Domnului. Un alt verset biblic. Aici el promite că legământul făcut între evrei și Dumnezeu va fi veșnic. E vorba despre Genesa 17, versetul 7. Voi pune legământul meu între mine și tine, între sămânța ta, după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău. Putea un înger să-și asume autoritatea lui Dumnezeu și să personalizeze legământul dintre Dumnezeu și om la persoana sa? Un alt verset biblic, Exod 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Primele două versete. Încă două versete, Iosua, capitolul 1, versetele 1 și 2. El i-a ajutat să intre în țara promisă. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorului Moise: Robul meu a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul. Versetul acesta este indirect, vorbește despre Îngerul Domnului. Capitolul 5, versetul 14. Când Îngerul Domnului a venit lui Iosua, atenție, acum se referă la capitolul 1, unde spuneam că e indirect. Când Îngerul Domnului a venit la Iosua, acesta s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat înaintea lui și a răspuns: Nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: Ce spune Domnul robului său? Dacă acest înger nu ar fi teofania, arătarea fizică a lui Dumnezeu, îngerul acela nu ar fi primit închinarea lui Iosua. M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin și el mi-a zis, aici se referă nu la Îngerul Domnului, ci la un înger obișnuit din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te. Observați că îngerul obișnuit nu acceptă închinarea, dar îngerul care a stat de vorbă cu Iosua a acceptat închinarea. De ce îngerul care a stat de vorbă cu Iosua a acceptat închinarea? Din moment ce îngerii lui Daniel, lui Ioan în Apocalipsa spun: Nu accept închinarea ta, eu sunt doar un înger, închină-te stăpânului. Asta înseamnă că în Iosua a fost stăpânul în arătare fizică. Teofania este arătarea fizică a lui Dumnezeu, e o manifestare fizică. Asta nu înseamnă că e Dumnezeu. Angelofania este arătarea unui înger. Îngerul Domnului apare atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Genesa 16:7, Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, și anume lângă izvorul care este în drumul care duce la Șur. De cine era vorba aici? Genesa 16? Vă aduceți aminte? Era cu un copil. De asemenea, Genesa 22, a venit la Avram, atunci Îngerul Domnului i-a strigat din cerul și a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram. Ce i-a spus acolo? Aduceți-vă aminte despre evenimentul acela foarte important pentru fiul lui. Un alt eveniment, Genesa 31, a venit la Iacov și Îngerul Domnului mi-a zis: Iacove, iată, m-am răspuns. El a zis: Ridică ochii și privește, toți țapii, berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestriși și seini, fiindcă am... Aduceți-vă aminte planul pe care îl prezintă Îngerul Domnului. Același lucru se întâmplă cu Moise. Este vorba de Exod, capitolul 3, versetul 2. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc. A fost un înger acolo? A fost Domnul acolo? E teofanie? E angelofanie? Îngerul Domnului, expresia aceasta, Îngerul Domnului în Scriptură, este o expresie separată. Nu un înger, spune Scriptura. Când spune un înger, se referă la unul dintre îngeri. Când spune Îngerul Domnului, cei mai mulți comentatori ai Bibliei spun că este vorba despre o teofanie, arătarea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii se închină, pentru că oamenii spun: Doamne. Putem să citim Judecători, capitolul 2, versetul 4, pe care nu l-am citit. Putem să citim Numeri 22, versetele 22 și 23. A venit la Avram, la Balaam,
Domnul s-a aprins de mânie și îngerul Domnului s-a așezat în drum. Putem să citim Iosua capitolul 5, versetele 13. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea înaintea lui. E o altă expresie care se referă la îngerul Domnului. Un om stătea înaintea lui. A venit la Gedeon, judecător 6:11. Apoi a venit îngerul Domnului, aceeași expresie. Aduceți-vă aminte, Scriptura spune un ucenic la unul dintre cei 12. Dacă se referă la unul anume, spune ucenicul iubit. Care era? Oricare nu, era Ioan. David a ridicat ochii, a văzut pe îngerul Domnului care stătea între cer și pământ și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii veliți cu saci au căzut cu fața la pământ, 1 Cronici 21, versetul 16. Doi împărați, 1, 3 și 4, este vorba despre Ilie. A venit la Ilie, îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul, scoală-te, du-te înaintea solilor împăratul Samariei și spune, e un alt mesaj, Daniel 6:22, sau Matei 1:20, sau Matei 2:13. Care este misiunea îngerului Domnului? Veți constata că misiunea, e al treilea argument, nu primește închinarea, vorbește personal despre Dumnezeu. Al treilea argument, misiunea lui este absolut separată de acelor alți îngeri. Aduce mesaje la Dumnezeu pentru poporul său. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram. Citiți Genesa capitolul 22, versetele 15-18. Încă ceva, veghează asupra nevoilor copiilor lui Dumnezeu. Citiți un împărat 19:5-7. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus la Isaia și Isaia le-a zis, iată ce să spune stăpânului vostru. Ocrotește sfinții în primejdie. Exod 14:19 sau Exod 23:20. Pedepsește sfinții când nu ascultă și se răzvrătesc. 2 Samuel 24. Pe când îngerul întindea mâna spre Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela. Haideți să vorbim puțin de a doua categorie de îngeri, de arhanghel. Spuneam data trecută că ei sunt îngerii prinți. Este o expresie atribuită teologic arhanghelilor. Biblia vorbește de o mare oștire de îngeri buni și Mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerului stând lângă el, la dreapta și la stânga. Aduceți-vă aminte de Daniel, capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea, e vorba de Mihail, unul dintre cei doi, în vremea aceea se va scura marele voievod Mihail, de aceea teologia folosește expresia de îngeri prinți. Se va scula marele voievod, voievodul e prințul, marele voievod Mihail. Ascultați care este menirea lui, ocrotitorul copiilor poporului său. Este vorba și de Gavril, Luca 1:19-26. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Mihail este căpetenia îngerilor, este numit arhanghel și se luptă cu diavolul, Iuda 9. Arhanghelul Mihail, care se lupta împotriva diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească hulă împotriva diavolului, știți cuvântul Domnului din versetul 9, fiindcă Iuda are un singur capitol. Este nevoie de îngeri lideri, conducători, fiindcă în lumea angelică sunt ierarhii. Menționăm lucrul acesta la demoni, îngerii răi, și menționăm lucrul acesta la îngerii buni, adică la îngeri. A treia categorie sunt serafimii. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 și acoperea fața, cu 2 și acoperea picioarele și cu 2 zbura, Isaia 6:2. În teologie, serafimii sunt cel mai înalt ordin al îngerilor și au responsabilitatea principală, închinarea. Ei se ocupă cu lauda și cu închinarea în ceruri. Se pare că, diferit de heruvim, ei se ocupă cu închinarea. Slujba lor este închinarea. Am să vă citesc ceva din Noul Testament și probabil că pentru unii va fi o noutate, pentru alții va fi un lucru deja știut, dar vreau numai să vă gândiți la lucrul acesta. Vă fac o propunere. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 10. Femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă un semn pe cap, un semn al stăpânirii ei. Este un argument al acoperirii femeii. De ce să se acopere femeia? Există un singur argument acolo
Și argumentul e următorul. Din pricina îngerilor. Dar de ce din pricina îngerilor? De ce îngerii vor să le vadă pe surori cu batic pe cap? Foarte mulți teologi spun așa. Îngerii se ocupă cu închinarea. Și închinarea surorilor trebuie să aibă pecetea aceasta a subordonării față de bărbat. Pentru serafimii care se ocupă cu închinarea. Nu toți teologii împărtășesc punctul acesta de vedere, însă foarte mulți teologi penticostali explică în felul acesta versetul din 1 Corinteni. Femeia trebuie să aibă la închinare, la rugăciune, la serviciile divine, la profeție, așa spune Scriptura. Dacă o femeie umblă mereu cu capul acoperit, este un lucru bun. Dar Scriptura spune în contextul închinării, când ea se închină și când serafimii vin și iau închinarea și o prezintă lui Dumnezeu, pentru serafimii aceștia, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al subordonării voluntare față de autoritatea soțului ei. Iar fetele nu au nevoie de asta pentru că sunt sub autoritatea părinților. Sistemul de autoritate este diferit. Sigur, ce vă spun eu, este doar o interpretare la versetele acestea biblice. Însă dacă nu acceptați interpretarea aceasta, aș fi foarte curios să știu în ce fel, în ce alt fel interpretați. Motivul pentru care o femeie trebuie să se acopere este din pricina îngerilor. De ce din pricina îngerilor? Ce legătură au îngerii cu baticul surorilor? De ce acoperitul este poruncit în contextul închinării? De multe ori ne mulțumim cu o explicație tradiționalistă care, în urma unui studiu obiectiv, actual, nu ne mai satisface. De multe ori surorile spun, dacă mă convingi că trebuie să mă acopăr, eu mă acopăr de dragul Domnului. Dar vreau să-mi explici din Biblie, de ce trebuie să mă acopăr? Cu ce satisface pe Dumnezeu că eu vin acoperită cu o năframă numită eșarfă, batic? E vorba de acoperire. Biblia spune să te acoperi, dar nu spune cu ce să te acoperi. Biblia spune ce să faci, dar nu cum să faci. Biblia spune să faci evanghelizare, dar nu cum să faci evanghelizare. De ce trebuie să se acopere surorile? Ele au nevoie de o explicație, oricum se acoperă, dar acoperirea lor, dacă nu o înțeleg, este făcută inconștient. Câtă valoare are? Sigur că e un semn al ascultării, al supunerii, dar nu cumva o fac și pentru faptul că nu vor să fie abordate de păstor sau nu vor să fie disprețuite de marea majoritate a bisericii? Nu cumva multe se acoperă că așa e tradiția? Dacă vă acoperiți din tradiție, credeți-mă că faptul că vă acoperiți nu rezolvă nicio problemă. Atunci când faci un lucru în cinstea Domnului, trebuie să știi de ce îl faci. Dumnezeu vrea să fie urmat de oameni care îl urmează în cunoștință de cauză. Ignoranța este o mare problemă. Nu vreau să deviez obiectul întâlnirii noastre, cuvântului de învățătură din această seară, nu vreau să vorbesc de acoperitul femeilor, nici de motivul pentru care ele trebuie să se acopere, dar ajungând la slujba serafimilor, primesc închinarea, iau închinarea și o duc înaintea lui Dumnezeu. Ei înșiși se închin. Spune Scriptura că stau în fața tronului și mișcându-și aripile, spun Sfânt, Sfânt e Domnul, Sfânt, Sfânt e Domnul. Unii oameni spun Dumnezeu e sfânt de trei ori. Măi, frați și surori, Dumnezeu nu-i sfânt de trei ori, că dacă ar fi sfânt de trei ori, ar fi limitat în sfințenie. Doar nu o să fie toată Biblia plină de Dumnezeu e sfânt, 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 sfânt. Îngerii din cerul nu spun doar de trei ori sfânt, sfânt este. Ei spun într-una sfânt, sfânt, sfânt e Domnul. Dacă Dumnezeu ar fi sfânt de trei ori, ar fi sfânt cât mine și cât dumneata. Dumnezeu nu-i de trei ori sfânt. Dumnezeu este la modul infinit sfânt. Dumnezeu este sfânt, sfânt de tot, nu de trei ori. Noi nu avem cuvinte ca să explice cum nu suntem noi, ci numai cum suntem noi, dar El nu-i ca noi, de aceea nu avem cuvinte pentru El. Trăsătura distinctivă a serafimilor este dragostea arzătoare pentru Dumnezeu. Știți ce înseamnă serafim? El vine din limba greacă care înseamnă, serafim înseamnă cel ce arde, cel ce se topește, serafimul se topește în închinare. De aceea El ia închinarea oamenilor de pe pământ și o duce înaintea lui Dumnezeu. Așa s-a ajuns la explicația, din pricina îngerilor, femeile trebuie să fie acoperite, îngerul vine și ia închinarea de la ele, iar ele trebuie să aibă acest semn al supunerilor voluntare față de Dumnezeu. Alții mai fundamentaliști merg mai departe și spun așa, dacă ele nu au acest semn al ascultării pe cap, Dumnezeu nu le ia, îngerul Domnului nu le ia închinarea. Haideți să vorbim puțin de heruvim.
În Ezechiel, capitolul 10, versetele 1 la 3, Scriptura vorbește despre heruvim. M-am uitat și iată că pe cer, care era deasupra capului heruvimilor, era ceva ca o piatră de safir, deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie și Domnul a zis omului acelui, a îmbrăcat în haine de in. E textul din Ezechiel, capitolul 10, versetele 1 și 3. Cercetătorii Bibliei cred că heruvimii sunt o categorie specială de îngeri, asemenea serafimilor, dar diferiți de ei, care sunt implicați în lucrarea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos, lucrarea de mântuire. Mântuirea se face în numele Domnului, dar este atribuită de Duhul Sfânt. Ea este câștigată, rezolvată de Domnul, dar nu este atribuită de Domnul, ea e atribuită de Duhul Sfânt. Se pare, în teologie, că heruvimii sunt implicați în această lucrare de răscumpărare. Împreună cu Duhul Sfânt, ei sunt implicați, au un rol în răscumpărare. Dar nu faptul că ei sunt meritoși, ci ei aplică. Cel care a câștigat mântuirea e unul singur, Hristos. Priviți Genesa, capitolul 3, versetul 24. Astfel a izgonit el pe Adam la răsăritul grădinii Edenului, a pus niște heruvimi ca să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Aici este vorba despre pedepsele pe care le aplică Dumnezeu. Niciodată nu vom găsi un serafim cu sabia învăpăiată, că rolul lor e dulce, e tandru, e delicat, ei se ocupă cu închinarea. Aduceți-vă aminte când David a vrut să construiască un templu pentru că a vărsat sânge, pentru că a fost ca un heruvim, nu ca un serafim. Dumnezeu nu i-a permis închinarea să construiască un templu. În ciuda faptului că a vrut să facă un lucru bun, Dumnezeu i-a spus, nu ești compatibil cu închinarea construcției templului. Dar de ce, Doamne, am râvnă, am strâns materialele de construcții. Și Dumnezeu îi spune, doar pentru că ai vărsat sânge, dar tu m-ai pus. Eu te-am pus, dar eu nu te pun să construiești templu. Sunt două lucruri diferite. Ești incompatibil cu a doua dacă ai făcut-o pe prima, sau cu prima dacă ai făcut-o pe a doua. Pe tine te-a hotărât pentru prima, nu și pentru a doua. Tu nu faci toate lucrurile de pe pământ, stai liniștit. Fă doar ce ți-am spus eu, apreciez dorința ta, dar un altul care n-a vărsat sânge va face asta, Solomon. Niciodată un serafim nu va păzi cu o sabie învăpăiată, pentru că slujba lor e închinarea. Niciodată un heruvim nu se va ocupa cu închinarea, pentru că slujba lor este alta. Heruvimii au fost prezenți pentru a acoperi sfințenia lui Dumnezeu. Priviți Exod, capitolul 25. Timpul nostru a epuizat, așa că ne oprim aici. Vreau să vă spun în încheiere, frați și surori, că lumea nevăzută, lumea spirituală, este mult mai populată decât lumea spirituală. Vă spuneam dățile trecute, când m-am scufundat în Pacific și am văzut bariera de coral, mi-am dat seama că lumea în care trăim noi oamenii este foarte săracă și este în alb negru. Lumea acvatică, subacvatică, are un colorit imposibil de pus în cuvinte și este atât de bogată, o faună atât de bogată, atâția pești, atâtea vietăți, este mult, 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 foarte mult mai mult populată decât lumea din afară. Ai impresia că în apă nu-i nimic, dar în apă sunt lucruri mult mai multe decât în afară apei. Lumea spirituală este foarte populată. Dacă am putea să vedem câți îngeri sunt, un număr foarte mare de îngeri, buni și răi, care aleargă fiecare pentru stăpânul lor să-și desăvârșească slujirea. Probabil că pe de o parte ne-am speria de cei de culoare neagră și probabil că pe de cealaltă parte ne-am îmbărbătat foarte tare datorită celor de culoare albă. Un lucru este clar, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Nu înțelegem bine mecanismul angelic. Încercăm să clasificăm îngerii pe categorii pentru ca să-i putem explica. Dar aceste clasificări ale noastre probabil că au un grad de probabilitate destul de mare uneori. Însă facem lucrul acesta ca să desăvârșim înțelegerea poporului Dumnezeu și nu de dragul teologiei, ci pentru ca poporul lui Dumnezeu să știe că este înconjurat de îngeri puși în slujba lor să-i păzească. Se pare că cel puțin fiecare copil, dacă nu fiecare om, are un înger păzitor. Spunea Domnul Iisus Hristos că un copil are îngeri care văd pururi fața lui Dumnezeu în ceruri și îngerii aceștia se ocupă de protecția lui. Dragii mei, este o dovadă de mare necredință să ne speriem de lucrurile fizice. Lucrurile fizice sunt o nimica toată în fața lumii spirituale. Lucrurile fizice sunt limitate, sunt puține, sunt finite. Lucrurile
spirituale, sunt infinite. Acolo există adevărata putere. Nouă din Spiritul Sfânt, din Duhul Sfânt ne vine puterea nelimitată. În mușchii aceștia, oricât de organizați și disciplinați prin antrenament ar fi, putem să fim foarte, să arătăm grozav, să devenim culturiști, să facem antrenament, să ridicăm greutăți, să înghițim steroizi. Oricât de puternici am fi, suntem limitați și obosim. Dar îngerii au o putere foarte mare. Ei ne păzesc pe noi. Puterea lui Dumnezeu ne păzește pe noi. Dumnezeu le poruncește să ne păzească pe noi. Să nu ne mai fie frică de întuneric. Dacă am avea ochii spiritual deschiși, să vedem câți îngeri ai lui Dumnezeu ne păzesc pe noi. Nu ne-ar mai fi frică. Și am ști că Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, a pus de jur împrejurul nostru o gardă de îngeri suficient de mare ca să ne poarte grija. Ascultă-mă dacă poți. Nu te mai speria. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu are o armată foarte mare la număr, care este pusă în slujba ocrotirii poporului sfânt și în slujba opririi răului și a pedepsirii celor care fac răul. Îmbărbătează-te de aceste cuvinte, pentru că ele vin din voia lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu. Ești copilul Domnului și Dumnezeu investește în dumneata ca să te protejeze. Te protejează când conduci, te protejează când iei decizii, te protejează când oamenii răi te pândesc la colț să te lovească fizic sau în alt fel. Îngerii Domnului te protejează pentru că ești fiul lui Dumnezeu, pentru că ești om din împărăția lui Dumnezeu. Un cetățean american este protejat de guvernul Americii, nu doar în America, oriunde în lumea aceasta se duce. Uneori sunt prinși, sunt răpiți, dar aduceți-vă aminte câte metode nu folosește guvernul american, câți bani nu cheltuiește, câte trupe de comandă nu trimite ca să recupereze un simplu american. De ce? Pentru că face parte din împărăția aceasta numită Statele Unite ale Americii. Dacă americanii au această fidelitate și solidaritate națională, cu atât mai mult Dumnezeu își păzește copiii, Dumnezeu își protejează copiii. Dacă ai license, dacă ai pașaport, dacă ai buletin de identitate, ID-ul de copil al lui Dumnezeu, atunci este problema lui Dumnezeu să te păzească. Este problema îngerilor lui Dumnezeu să te înconjoare și să te protejeze. Haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne asigurăm că suntem copiii Domnului, că nu suntem lepădați, că nu suntem scoși afară din împărăție datorită păcatului persistent, a patimii adică, și că în urma unor greșeli, a unor slăbiciuni, poate chiar a unor păcate accidentale, ne-am pocăit și am părăsit și am rămas în împărăție. Nu l-am întristat pe Duhul Sfânt, n-am devenit vrăjmași ai lui Dumnezeu, n-am căzut din har și am rămas prin pocăință, prin căință și prin părăsirea păcatului de care ne-am pocăit în împărăție. Și îngerul lui Dumnezeu ne protejează pe noi și pe casele noastre. Să nu vă mai feriți de întuneric, să nu vă mai feriți de dușman. Ce e omul? Cine poate să-mi facă mie și dumitale rău? Când îngerul lui Dumnezeu care zboară prin văzduh te protejează și te păzește. Cât spune Dumnezeu, atât ți se întâmplă. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu la rugăciune și să ne închinăm, să ne bucurăm, să-L adorăm și să vorbim cu Domnul. Ne rugăm Domnului tot poporul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.